Eu sunt Camelia și astăzi o să facem fondant de cofetărie și vom avea nevoie de 250 de grame de zahăr, 30 de grame de glucoză, deci vor intra circa 6 pătrățele. Eu am cumpărat-o de la raionul unde este zahăr, acolo găsiți glucoza și 50 de apă. Și apoi vom mai avea nevoie de puțină apă să dăm pe marginea tigăiței noastre. Și vom pune zahărul. Ia uitați. Vom pune zahărul într-o tigăiță și apoi vom pune totul pe foc. Eu am să încerc să-l fac în direct ca să vedeți cum iese. Eu l-am preparat și înainte. Voi pune și apa. Deci am pus 250 de zahăr, 50 de apă. Și vom pune glucoza, 6, deci 6 60 pătrățele. Deci le-am cântărit și au 30 de grame, 30, 31. Și le punem așa aici. O să ne mutăm pe foc. Așa. Voi amesteca așa puțin cu o palețică. Și ne mutăm pe foc. Astăzi o să facem fără termometru. Și am pus pe foc. Lăsăm să se topească zahărul și în momentul când s-a topit, deci vom aștepta să facă nașe micuțe, micuțe. Aici mi-am pregătit și un pahar cu apă și o să dăm pe margine din când în când zahăr ca să nu se cristalizeze. Și acest fondant de cufetărie se menține foarte, foarte, foarte bine în borcane. Vedeți? Cu o palețică dăm așa pe margine cu apă să nu avem cristale de zahăr. Așa. Încă se simte zahărul, trebuie să fie topit bine, bine, bine. Și îl lăsăm. Deci după ce nu se mai simte zahărul, atunci vom încerca picătura în apă. Ia uitați, vedeți? Avem aici paharul. Ca să mă mut invers. Ca să se vadă. Aici am paharul cu apă și vom pune picătura, vedeți? Dacă se dizolvă, înseamnă că nu este gata. Și mai lăsăm. El când este gata are o culoare așa lucioasă, deci fără prea multă spumă. Amestecăm să vedem dacă s-a topit. Așa. Vedeți că face foarte multe balonașe. Și noi vom încerca. Ia să pun paharul aici mai sus. Și vom încerca. Și dacă picătura noastră rămâne întreagă. Ia să vedem. Și după ce am controlat și picătura noastră rămâne întreagă în pahar, atunci dăm de pe foc. Lăsăm să se răcească. Îl lăsăm să se răcească, să nu să fie încă cald, nu rece, rece. Amestecăm. Vom observa că se întărește și se zaharisește. Așa, amestecăm foarte bine, îl luăm, frământăm puțin cu mâna și apoi îl vom pune într-un borcan. Dacă faceți astăzi sau mâine, puteți pune și într-o punguță. Am să vă arăt eu cum. Dar dacă vreți să-l faceți și peste o lună, două, îl puneți și îl conservați în borcan. Vedeți că s-a făcut așa lucios. Mai învârt așa puțin. Și să controlăm picătura. Ia să vedem acum. Și să punem. Să mă uit să văd. S-a desfăcut. Mai încă puțin. Deci controlăm picătura noastră să rămână întreagă. Să nu se desfacă în apă. Deci atunci este gata.
Rețeta cu termometru o găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți și rețeta la bomboanele fondante, bomboane de cofetărie. Eu am mai făcut în direct și pe pagina de Facebook. Acum am început să fac și pe TikTok, să vă arăt. Așa. Mai încercăm. Lăsăm să picure și acum o picătură aici și ne uităm. Deci este aproape gata, mai lăsăm încă puțin și dacă picătura rămâne întreagă, este gata. Încă puțin. Trebuie lăsat să se răcească și durează cât se răcește. Ia uitați ce culoare frumoasă are. Așa. Îi puteți pune arome. Și după ce s-a răcit, cum am mai spus, deci să fie cam la temperatura la jumătate. Deci acum este foarte fierbinte, lăsăm să se răcească circa o jumătate de oră și amestecăm până se face, ia uitați, așa alb. Eu l-am pus deja în, vedeți? Eu l-am pus în punguță, am să dau puțin mai în spate și să vă explic. Așa. Aici am fondantul, ia uitați-l cum arată. El așa se face, vedeți că dacă noi începem să-l frământăm, se înmoaie. Și îl putem da aromă cu esență de rom sau cu alt fel de arome, cu esență de vanilie. Îl putem și colora. Așa. Ia uitați-l, vedeți? Eu dacă rup așa o bucățică, vedeți cum arată fondantul? Și el, cu cât îl amestecăm, el se înmoaie. Și putem pune și pe eclere. Deci pe cojile de eclere, după ce le umplem, topim pe baie de abur sau în microunde și punem și facem eclere cu fondant pe deasupra. Putem pune și cacao. Așa. Și acum. Deci se menține foarte bine în borcan. Deci pe durată mai lungă. În punguțe se întărește. Și el, când îl scoateți din borcan sau din punguță, vedeți că se întărește, îl frământați și cu cât îl frământați, el se înmoaie.